Mâine începe oficial cel mai amplu eveniment internațional găzduit vreodată de România, adunarea plenipotențiară a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Iar televiziunea română este partener oficial al conferinței găzduite la Palatul Parlamentului pentru următoarele 3 săptămâni. Colegul meu, Mihai Constantin, este ghid. Bună seara, Mihai, te ascultăm, te rog. Bună seara și bun găsit tuturor! Sunt foarte tentat să comentez un pic știrea de mai devreme apropo de criptomonede. S-ar putea ca nu la această ediție, dar cândva în viitorul apropiat, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor să reglementeze sau să ia în discuție inclusiv criptomonedele, pentru că cu asta se ocupă ITU. Tot ce înseamnă standardizare la nivel de internet și telecomunicații, la nivel de conectivitate, securitate cibernetică, inteligență artificială sau internetul lucrurilor, o să discutăm despre toate astea, ajung pe masă sa ITU, așa este formula prescurtată. Ei bine, 3 săptămâni, practic România, Bucureștiul, Palatul Parlamentului este epicentrul unei plaje foarte importante de teme digitale, care vrem sau nu ne vor afecta viața în următoarele decenii. Suntem însă în mod paradoxal, poate veți spune, nu la Palatul Parlamentului, ci la simbolul Bucureștiului, la Ateneul Român, pentru că, așa cum se cade, evenimentul acesta începe cu o festivitate ospitalieră, caracteristică nouă românilor, un concert sub bagheta lui Cristian Mandala, a Orchestrei Române de Tineret, care să-i încânte pe șefii de delegație înainte să suflece mânecile și să lucreze la foc continuu pentru următoarele 3 săptămâni. Agenda este foarte încărcată, foarte interesantă, se joacă și geopolitică. Avem un meci Statele Unite-Rusia la șefia pentru Secretariatul General al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și cred că o informație esențială pe care Institutul Stella este că suntem parteneri oficiali. În fiecare zi, de la ora 15, suntem live pe TVR Info, ca să vă spunem de la studioul nostru ad hoc, de la Palatul Parlamentului, care sunt subiectele zilei și vă vom ține la curent, iată cum se întâmplă și acum, în telejurnalele noastre, pentru a fi conștienți, chiar dacă nu foarte implicați, în faptul că Bucureștiul ia în discuție subiecte care vor schimba soarta întregii omeniri în era digitală în care, după cum spuneam, vrem, nu vrem, pășim, suntem atrași, suntem înghițiți cu toții. Rămâneți astfel așadar alături de noi pentru că vă ținem la curent despre ITU PP 22 București, România.